Salutare! Astăzi am revenit la un nou videoclip. Avem aici un pachet, da? Nu am aici. Nu am vin în acest pachet. În special avem aici un pachet cu petarde. Da? Și am să vi le prezint și vouă. Ce am comandat aici? Hai să încep să deschidem pachetul. Bun. Ce avem aici? Avem niște cartoane. Bun, dar până să dăm de petarde, după cum se vede acolo un set de FP3-uri. Bun, nu uitați să apăsați acolo butonul de like, cel de subscribe dacă nu sunteți abonați. Bun, vă invit și pe canalul Pirofanii, da, să dați acolo un like, un subscribe, acolo o să postez în fiecare zi. O să cer să postez și pe acest canal, tot așa în fiecare zi câte un videoclip cu petarde, da, o să facem teste, comparații și multe altele. Unboxing-uri, bineînțeles, o să mai facem. Bubuiți acolo buton de like, cel de subscribe. Haideți să trecem să vedem ce avem în acest pachet. Bun, avem aici un set de Magic Time PP1. Da, n-am mai avut până acum așa ceva, 20 de petarde per set. Da. Avem aici un gramaj de 10 grame per bucată, 20. 0,5 grame per bucată. Da, abia aștept să le testez pe acestea. Avem aici o categorie F2. Da, fabricate în China și data de fabricație 2021, după cum vedeți aici. Bun, am un singur set. Să-l dăm deoparte. Bun, să vedem ce mai avem pe aici. Avem aici, ce avem, FP3. FP3 de la Enigma. Am aici un logo de la Enigma. Da, FP3 la Enigma, 1 gram per bucată, 20 de grame per cutie. Bun, ce informații, categoria F3, ani de fabricație 2017, după cum vedeți, deci au ceva ani. Bun, 9 gram per bucată, mă scuzați, ele au doar 0,19 grame. După cum vedeți aici, nu mai stau să desfac setul. Deci, doar 0,19 grame pe bucată. Nu știu ce am văzut aici. Pe aici, nu înțeleg. Avem aici un NEC 3,8 grame. Da? Probabil ăsta e gramajul per set. 0,19 grame. Destul de slăboțe. Dar o să le testăm și o să vedem. O să le comparăm și cu celelalte FP3-uri. Am două seturi din acestea. Da, dacă știam că au doar 0,19 grame, am luat doar un set. Dar nu-i problemă, o să ne distrăm la maxim și cu astea. Bun, ce mai avem aici? Mai avem un set de dog. Da? Dog la Fire Show. 40 de bucăți per set, 20 de grame, 0,5 grame per bucată, ani fabricație 2023. Am mai avut și în colecția de pe canalul Pirofanii. Dacă vreți să vedeți colecția, vă invit să o faceți, să intrați pe canal și să vedeți și colecția aceea. Bun, avem mințător de sunet, categoria P1, fabricate în Albania, importate de Farshow. Da, sunt de alea cu aprindere prin fosfor. Bun, un singur set din acestea. Bun, să vedem ce mai avem aici. Avem FS5, da, și astea sunt tot petarde fabricate anul acesta 2023, FS5 categoria P1, da, vedeți așa că sunt destul de mari, dar ele au doar 2 grame per bucată, după cum vedeți aici, 8 grame, 4 bucăți, da, ani fabricație 2023, categoria P1, fabricate în Albania, bun, și importate de Fire Show. Am mai avut prezentate și în colecția de pe canalul Pirofanii, v-am mai zis, și mi-am mai luat încă două seturi. Bun, deci două seturi, o bucăți, FS5, Fire Show. Bun, ce mai avem aici? Să vedem ce mai avem aici. Mai avem un set de Show 120. Astea tot 0,5 grame, ani fabricație tot 2023. Am mai avut și în colecția anterioară pe Pirofanii,
Le-am și testat, aveți videoclip cu review și test la aceste petarde. Bineînțeles, o să facem și compilații și pe canalul acesta. O să folosim din ele și o să facem multe videoclipuri. Da, made în Albania, importate de Fireshow. Da, sunt petarde destul de faine, chiar bubuie destul de bine din ce le-am testat eu. Bun, și bineînțeles o să vină și videoclipuri pe acest canal cu ele. Bun, ce mai avem aici? Iar petarde ce mai avut și pe celălalt canal. Fireshow, da, Fireshow de la Fireshow. Emițătoare de sunet, da, categoria P1, an de fabricație 2023, da. Și acestea au 9,8 grame per set, 0,98 grame per bucată, da? Vârsta minimă 18 ani, Albania, da, fabricate, importate de Fireshow. Acestea sunt asemănătoare cu cele de anul trecut, dacă mai țineți minte, Titan 1, tot același gramaj, 0,98 grame, ale erau de la Enigma, văd că și Fireshow se pot să produc și ei la fel, dar astea sunt destul de mari. Aveți review și test, da, după cum am zis, pe canalul Pirofani, intrați acolo, lăsați și acolo un like, bineînțeles și la acest videoclip, o să facem compilații cu acestea, avem destule. Bun, să vedem ce mai avem. Bun, mai avem aici un set de Pirobomb 5G, da, acestea au 5 grame. Acestea sunt asemănătoare cu Big Bang 5G de anul trecut. Acestea sunt an de fabricație 2023, da? Categoria F4, bineînțeles. 100 de grame, 5 grame per bucată, vârsta minimă 18 ani. Produse în Albania, da? Deci sunt petarde destul de calitative. Din ce țin eu minte, n-am testat Pirobomb, dar Big Bang-ul erau top. Probabil o să fie și acestea. O să le facem o comparație și cu Big Bang-ul, să vedem dacă e vreo diferență între ele. Un singur set din acestea. Bun. Să vedem ce mai avem aici. Să lăsăm surprizele la urmă. Bun. Avem și nelisitele circoblițuri. Așa să ne distrăm un pic și cu ele. Sunt bune de distracție. Ani fabricații 2021, 6 bucăți per set. FS1, da, Fireshow. Da, astea le știți foarte bine și am aici două seturi, 12 bucăți, da, să avem așa de o compilație, de o distracție, bineînțeles. Bun, deci două seturi. Bun, să vedem ce mai avem aici. Avem un set de banane de la Fireshow, cele sunt cele noi. Nu știu dacă sunt fabricate în acesta. Acum să văd aici o etichetă. Deci sunt categoria P1, 20 de grame per bucată din ce văd eu. Vârsta minimă 18 ani, bineînțeles. An de fabricații 2023, da? Deci sunt fabricate anul acesta. Fabricate în China. Da? Calibru de 35 de mm. Bun, nu știu dacă sunt de calibru mai mare față de cele de anul trecut și din anii precedenți. Bun, mi-am luat un set așa, mai am și de alea de anul trecut, o să testăm să vedem cum fac, dacă sunt mai calitative sau fac o floare mai mare, o să testăm și o să vedem. Un singur set, 6 bucăți. Bun, să vedem ce mai avem aici. Mai avem din categoria artificii un set de Wild Missile Fireshow. Avem aici un cod, sunt rachete B014, 32 de mm, deci sunt aproape de calibrul unei banane. Sunt rachete, chiar n-am avut niciodată și am zis hai să încerc și eu să văd cum fac. Numai un pic să desfac, să scot una. Bun, cam așa arată o rachetă, arată destul de fain, designul este chiar super interesant designul. Bun, avem și categoria P1, este tip rachetă, da, 14,65 de grame. Bun, made in China, de fabricații 2022, da, deci
Chiar abia aștept să testez zona, să văd și eu cum fac. Chiar sunt foarte curios. Au un gramaj mai mic față de o banană. Banana are 20 grame. Aceasta are cu aproape 5 grame sau peste 5 grame de încărcătură mai puțin. Dar o să testăm și o să vedem. Acum o să reușesc să o pun și înapoi. Un singur set, 4 bucăți. Mai multe informații pe cutie, exact ce v-am spus și de pe eticheta rachetei. Un singur set, 4 bucăți. Bun. Iar la urmă au rămas noile Pyrobomb 30 de grame, da, de la Fire Show. Sunt Red Baronul de anul trecut, da, sunt categorie F4, da. 120 de grame, 30 de grame per bucată, 4 bucăți, fabricate în Albania, importate de Fire Show, da. Aici mai multe informații. Bun. Chiar abia aștept să testez și cu Red Baron, o să vedem dacă ar fi vreo diferență între ele. Da? Mi-am dat așa să... de curiozitate să văd cum fac. Și am două seturi. 8 bucăți. Da? O să le vedeți și în review la ele. Dar bineînțeles o să le comparăm și cu Red Baron de anul trecut. Tot cel de 30 de grame. Bun, și cam asta a fost colecția de astăzi, pachetul. Bun, și cam așa arată colecția. Bineînțeles că o să mai urmeze. Acum nu știu dacă pe canalul acesta sau pe canalul Pirofanii. Bananele circoblițuri, FS5, Show 120, Pyrobomb, cireșele de pe tort. Da, Pyrobomb 5G, un PP1. Bun, dog. FP3-ul ăsta de la Enigma cu doar 0,19 grame și Fire Show, da. Nu uitați acolo să bubuiți butonul de like, cel de subscribe. Iar noi ne vedem data viitoare. Vă salut, pa, pa!